Potrivit unui proiect de ordin al ministrului transporturilor, Felix Troie, șoferul unui autoturism, va plăti pentru trecerea podului Giurgiu-Ruse, sensul de ieșire din țară, suma de 14 lei, inclusiv TVA, față de 13 lei în prezent. În cazul microbuzelor de marfă cu masa sub 3,5 tone, biletul de trecere va costa 28 de lei față de 27 de lei în prezent. Și tarifele aplicate trecerii celorlalte categorii de vehicule vor crește. Spre exemplu, dacă în prezent tariful de trecere pentru un camion cu masa maximă autorizată peste 12 tone și cel mult 3 axe este de 111 lei, după aprobarea ordinului, tariful va fi de 115 lei. Pentru celelalte poduri, tarifele rămân neschimbate, cu excepția celor aplicate riveranilor la podul Giurgeni-Vadu-Oi. Dacă în prezent acum se achită 62 de lei pentru 62 de treceri în termen de o lună, după aprobarea ordinului, traversarea va fi gratuită, iar numărul de treceri va fi nelimitat, în condițiile unei valabilități a permisului de 6 luni.